Bună dimineața, bună ziua sau bună seara după caz pentru momentul în care veți asculta această povestire. Mă numesc Gabriela și astăzi vă invit să citim împreună povestea cu numele Grasă și Proastă din cartea Grasă și Proastă a regretatei Rodica Ojoc Brașoveanu. Întâi de toate, vă mulțumesc că sunteți alături de mine și vă invit să vă abonați la canal în cazul în care nu ați făcut-o deja, să dați click pe clopoțel pentru a fi siguri că veți fi notificați de fiecare dată când postez o nouă povestire, eventual un like dacă v-a plăcut, un share și să-mi lăsați un comentariu, deoarece îmi face mare plăcere să citesc comentariile dumneavoastră. Acestea fiind spuse, să începem! Eu sunt o femeie fericită, obișnuia să afirme Felicia Dragoman ori de câte ori avea ocazia. Și recunosc, de ce să nu recunosc, că am avut noroc. Chiar și numele, ha-ha-ha, dacă e să te iei după toate fleacurile astea care se scriu acum prin reviste, e predestinat. Felicia, nu? De la Felix, adică fericire. Cum? Nu știai? Teoria ar fi că prenumele prefigurează destinul. Lili se mira, trăgând cu poftă de ocnaș din țigară. Serios? Ce te faci atunci cu Virginia? Da, Virgi, amica noastră comună. Încă din liceu umpluse un caiet cu numele amanților. Sau poate că îi se trăgea de la statuia Virgiliu, unde făcea maică-sa trotuarul. N-aș putea să-ți spun, da, la mine se potrivește. Tu-ți dai seama, sunt de două ori fericită. În primul rând pentru că sunt într-adevăr fericită și în al doilea rând pentru că o realizez. În general, oamenii știu să regrete clipa de extaz, nu s-o și aprecieze. În general, oamenii își pot număra clipele de extaz dintr-o viață pe degetele de la o singură mână și nici aia completă. Dumnezeule, se cutremura Felicia, cât poți fi de prozaică! Era o femeie minionă, rotundă, depășind deja limita dintre sexy și prea plin, cu carnația satinată a excesului de foliculină. O undă de lascivitate, emanând din întreaga făptură, împreună cu căldura obrajilor foarte proaspeți, dădeau impresia la orice oră din zi că abia părăsise patul. Era prost făcută, se îmbrăca ridicul, în totul o caragioasă, dar incontestabil deborda de feminitate. Lily, în contrast absolut, genul de intelectuală uscată care n-a aflat că pe lume există și rochii frumoase, coafor și cosmeticiană, o privea sceptică. Cum s-ar zice, de 8 ani o țin non-stop într-o fericire. Nu te-ai plictisit? N-a devenit monoton? Felicia zâmbi cu gropițe. Eu știu că acum faci pe deșteapta cu mine, mă consider o proastă grasă. Dar nu mă supăr, sunt prea mulțumită de viață, de tot ce mă înconjoară, ca să-mi pese de acriturile pe care mi le servești. Tu ești nemulțumită de tine și te răzbuni pe cine poți. Fără să abandoneze țigara veșnic aprinsă, nici nu ți-o puteai imagina altfel, Lily strânse șiretul care îi ținea coada de cal. Zâmbea, impresionată în sinea ei de justețea observației. În general, nu dădea doi bani pe mintea Feliciei, dar trebuia să fie de acord că uneori emitea judecăți de bun simț, chiar dacă le gândește numai cu ovarele. Deosebit, Felicia era un om drăguț, bună în accepțiunea curentă a cuvântului și recunoștea Lily cu amărăciune, singura prietenă care îi suporta sarcasmele. Ar fi fost imposibil să nu o iubești. Stinse țigara cu un gest brutal și sări în picioare. Mă duc să-ți fac o cafea. Felicia își ridică speriată mânuțele pline de inele. Am fugit, am întâlnire cu Marius la Ștefănel. Dacă întârzi, intră în panică, știi cum e el. Se repezi la oglinda fixată pe ușa sufrageriei, verificându-și din toate părțile silueta de rățișoară. Cum arăt? Se interesă îngrijorată. Totdeauna am emoții. Lily începu să râdă. Draga mea, ești unică. Cum naiba reușești să mai ai emoții de logodnică după 8 ani de căsătorie? Aceleași emoții ca la prima întâlnire și de fiecare dată cu ceva în plus, sublinie Felicia, iar obrajii învăpăiați și ochii strălucitori o confirmau din plin. Cu un gest plin de spontaneitate și îmbrățișă prietena. Sunt atât de fericită, Lilișor, de prea plin simt uneori că aș putea exploda și îmi pare rău că nu e toată lumea la fel. Lily știa că nu minte, că nici măcar nu exagerează. Era de ajuns să-i vezi împreună, iar ocaziile fuseseră nenumărate, ca să-ți dai seama că femeia asta sărită de 30 de ani și-a păstrat intactă prospețimea sentimentului că, fără a înregistra cea mai mică diferență, continuă să fie amorezată până în cercei și dincolo de bărbatul ei.
Situația crea, nu odată, dificultăți celor cu care aveau de-a face, de pildă la mesele importante, unde de bon ton este să separi perechile. Felicia nu accepta în ruptul capului alt loc decât cel de lângă Marius și intra în comă dacă odată abandonate tacâmurile nu putea să-l țină de mână, așa cum obișnuiesc să o facă cuplurile de îndrăgostiți la cinema în cele din tâi și irepetabile ceasuri de idilă. De când se cunoșteau, nu fuseseră despărțiți o singură zi. Numai departe de anul trecut, Lily, împreună cu Nelu, soțul ei, îi însoțise pe Dragoman într-o excursie prin țară. La Sibiu, din pricina unui festival oarecare, nu găsiră camere la hotel și după o serie de peripeții care îi agasaseră pe toți, cu excepția Feliciei, netulburat fericită atâta vreme cât Marius se afla lângă ea, trăseseră în gazdă la un țăran din împrejurim. Casa fiind full de mușterii, obținuseră cu greu o singură odăiță cu două paturi. Ulterior, Lily și Nelu aveau să comenteze îndelung noaptea petrecută în comun, mai exact show-ul desfășurat de Felicia. Marius trebuia să o țină în brațe fără o clipă de abatere, fătuța mărturisind senină: "Nu pot să dorm dacă nu-i simt mâinile pe sâni." La cea mai timidă tentativă de desprindere a nefericitului, Felicia se trezea instantaneu, lansându-se într-un recital penibil de gângurel și miorlăială. Căpiați însă, îi lăsase ceremonialul spus pe șleau privatei, unde Felicia trebuia condusă și asistată. Chestiunea era oricum stupefiantă, dar paroxistice li se păruseră lipsa de jenă, candoarea și firescul aplicate de Felicia. Nu s-ar fi comportat mai natural aranjând un buchet de flori în glastră și, fără îndoială, pentru ea, normalul între doi oameni care se iubesc capătă sensuri și dimensiuni pe cât de vaste, pe atât de speciale. "Orice mi-ai spune," repeta Nelu consternat, "chestia cu tronul e patologică. Ea și închipuie probabil că produce zambile și garofițe de munte, iar el e un bou cu nările astupate." În realitate, nu știai ce gândește boul. Era bonom și patern, un soț iubitor și, în orice caz, chiar dacă cu unul sau cu două semitonuri mai jos, prezent pe aceeași partitură. "E caragioasă până la grotesc. Roșești tu în locul ei, fistichie, penibilă și tot ce poftești. Dar pe deplin fericită," conchise Lilia mia oară punându-și de-o cafea. Se știa cu 7 clase din toate punctele de vedere peste Felicia. Nu era o gâscă, avea o siluetă fină, citea mult, dar și își desfăcea brațele exasperată, toate acestea nu o făceau fericită. Nu zic fericită ca dropia asta care-i o excepție, ci măcar mulțumită. "Uite," rostia cu voce tare vorbind singură, "pentru că nu avea prietene și îi lipsa confesiunea, nu țin minte, în 12 ani de când sunt cu Nelu să mă fi mâncat o singură dată din ochi. Să mă dezbrace din priviri, să se scoale brusc de la masă și să mă azvârle în pat, să treagă pe dreapta în mijlocul șoselei și să facem sex. Da, ce bat eu câmpii! Practic nici nu se uită la mine și dacă se uită, nu mă vede." Nu, nu o vedea, era adevărul curat și nu se putea avansa nicio scuză. Avea un serviciu comod și niciun fel de preocupări majore, nu existau probleme de familie, nu trebuia să se ducă nici măcar la dentist, gândea otrăvită Lily, care suferea cumplit din cauza dinților, nu își bătea capul cu imparațiile, trecea pe lângă toate nesimțitor și rece. "Au furat flota." "Ei, și cu ce mă afectează pe mine, Panaitescu Emion, zis Nelu, chestiunea? De câte ori mă plimb eu cu vaporașul? Și dacă tot am chef într-o zi, tot banii ai dau pe bilet." "Hai că ești tembel," îl repezea cât un coleg de birou, trântind furios ziarul cu pricina. "Noi vorbim de flotă, domnule, flota patriei. Și tu îi tragi cu pârțurile care plimbă sindicaliștii epocii de tranzit duminica dimineața la Herăstrău." "Demagogie, nene," surâdea imperturbabil Nelu. "Explică-mi concret ce treabă ai matale cu flota. Că-s bărcuzele din Cismigiu sau invincibila armadă?" Colegii râdeau, convinși că șarjează, dar Lily era cea mai în măsură să cunoască adevărul. Nimic nu-l putea afecta în profunzime pe acest bărbat. Un bărbat suplu, cu trăsături accentuate, în fond și de-a binelea urât, urâțenia aceea particulară, francezii dețin campionatul, însoțită de o inefabilă eleganță a întregii făpturi. Uneori, imaginându-și propriul deces, Lily se gândea cu tremurată la indiferența cu care Nelu ar primi situația. Nici o singură abatere de la program. După serviciu, bazin sau biliard, un thriller la televizor, apoi somn dulce într-un dormitor în care nu mai fumează nimeni noaptea.
Bănuiala otrăvitoare însă, devenită obsesia insomniilor vegheate de o lună hepatică, era că Nelu nu întâlnise încă femeia care fatalmente avea să-i sucească mințile, cea după care începi să tânjești la 40 de ani, cu pântece plat și obraz proaspăt să-i miroasă gura flori, a flori, nu a tutun, nu a ficat leneș, nu a dentis și nu a cură de usturoi valabil în 1000 de afecțiuni. Așa începuse campania de înlănțuire prin izolarea lui Nelu, pieptănând atent toate relațiile, excluzând femeile competitive și, în primul rând, pe cele mai tinere decât ea. Cu dragomanii păstraseră relațiile, pentru că nici așa nu se poate să nu-ți mai intre nimeni în casă, dar, în primul rând, o socotea pe Felicia total inofensivă. Îndrăgostită de nu vedea pe unde calcă, nu l-ar fi schimbat pe Marius Mutunel nici cu Alain Delon de acum 30 de ani. Separat, Nelu, chiar dacă nu era vreun superintelectual, n-ar fi suportat o idiotă în intimitate. Nu-i primejdioasă, conchisese definitiv Lily, concentrându-și atenția asupra juncanelor născute în anii crizei din Afganistan. Tragedia pogorâ pe hornul dragomanilor într-o zi de martie. Ca de obicei, Felicia aștepta la poarta institutului să iasă Marius de la serviciu. La sugestia lui și contra regulii, se duseră direct acasă. Felicia, mare gurmandă, se dădea în vânt după haltele unde ciugulea o pizza, un pateu sau o înghețată, pentru că vorba lui Nelu să nu mănânce după aia pe stomacul gol. Planau vreo oră, două prin târg și rare ori își regăsau apartamentul din Maria Rosetti înainte de 7 seara. Urma cina, cea mai importantă masă a zilei, vârfuită întotdeauna de câte o mostră de rafinament culinar. Felicia o aducea în final cu mare fast, surpriza acoperită de un șervet brodat. Marius avea voie să ghicească de 3 ori despre ce este vorba. Ca să-i facă plăcere, nu reușea niciodată și lipsa de perspicacitate îl costa 3 pupicuri dulci ale lui Richard Gere. Evenimentul, care pentru orice alt cuplu ar fi însemnat o abatere mai specială de la diurn, lua proporții de catastrofă în familia Dragoman. Marius, biolog la un institut de cercetări, trebuia să plece în Africa de Sud, unde izbucnise o epidemie de ciumă. O plecare urgentată de proporțiile și virulența flagelului. Marius, de altfel, se și vaccinase în dimineața respectivă. Bref, un refuz era de neconceput, echivalând cu concedierea, după cum la fel de neconceput era ideea că Felicia l-ar putea însoți. Când, alertați telefonic pe ton și în termeni dramatici, ajunseră la dragomani, Lily și Nelu rămaseră consternați. Apartamentul era întors pe dos, ai fi zis că oamenii se mută când în fond se făceau doar niște valize și Lily, suflecându-și mânecile, nu-și ascunse părerea. Nimic nu vă dă dreptul să vă pierdeți capul. Cu puțin bun simț, totul se poate rezolva în jumătate de oră. Hai să vedem, de ce are Marius nevoie acolo? Un short, o pălărie, multă lingerie de bumbac, trusa de bărbierit, un termos și fierbătorul electric. Ce vesel, exclamă Nicu. Nelu, ca la picnic. Lily îi îndreptă o privire otrăvită. Nu-i momentul să o faci pe spiritualul. Ce-ar mai fi? Prezervativele, sugeră în surdină Nelu. Marius își ridică ochii dureros surprins, iar Lily șuieră. Ce bestie poți să fii! Hai, draga mea, păstrează scumpătul! Umflată de plâns, cu fruntea încinsă de o cârpă udă, Felicia plimba boarfele de colo-colo, le strângea la piept, le punea în valiză, se răzgândea fie ce obiect cazat smulgându-i noi hohote disperate. Era imposibil să nu te gândești la durerea unei văduve, organizând ultima toaletă a răposatului, comandul. Marius, răvășit, încerca să păstreze controlul situației, dar chestiunea nu părea prea simplă. Poate puteți voi să o liniștiți, eu unul sunt terminat. Felicia, bâzâind non-stop, o ținea pe ei. Era asaltată de presimțiri, simțea cu toată ființa că se va întâmpla o nenorocire. Nu se vor mai vedea niciodată, visul lor de fericire s-a terminat, a intuit dintotdeauna că e prea frumos, în 8 ani de paradis, nu s-a întâmplat să fie despărțiți mai mult de 10 ceasuri, acum pleacă pentru cel puțin o lună de zile. Nu, hotărât nu va rezista, are inimă slabă. Marius își drobea degetele neputincios, zadarnice explicările, trimiterile la piloții de cursă lungă și la marinari, la cazurile de forță majoră, război, pușcărie sau excursie NASA pe lună. Al naibii să fiu dacă n-aș renunța, dar suntem plini de datorii și dacă refuz să mă duc, aia mă zboară din institut. Și știți cum e acum cu cercetarea. Mai bine șomer, urla Felicia, prefer de 1000 de ori decât să te știu departe și în primejdie. Mai sunt și alții fără slujbă, n-am să am o secundă de liniște. Și cu datoriile ce facem? N-ajungem la Bastilia, tu să fii liniștit, n-am văzut pe nimeni închis pentru datorii. Show-ul cel mare însă era rezervat otopeniului, unde reuși să alarmeze întreg aeroportul. Se agăță de Marius,
nu-l lăsă să părăsească holul, se luptă cu polițistul de la intrarea în vamă, leșină, își reveni la punctul sanitar. Lili și Nelu promiseră cu jurământ că vor avea grijă de ea, nu o vor lăsa singură nicio clipă. De altfel, se hotărâ ca Felicia să locuiască cu ei până la întoarcerea lui Marius. Zilele care urmară semănau atât de bine cu iadul, încât Nelu își manifestă intenția să se cazeze la rândul lui, la vreun amic. Bocet continuu, crize de inimă, ceaiuri și prișnițe, atmosferă tensionată însemnau cu mult mai mult decât putea să îndure un bărbat a cărui viață normală se desfășura într-un pastelat dolce farniente în prezența discretă a unei Lili. Cel mai curios îi se părea însă apetitul desperiat al Feliciei. Băga în ea cu disperare, aragazul duduia fără oprire, în casă se instalase un miros pertinent de merinde gătite ca la cantine, coșul de gunoi trebuia dat de 3 ori pe zi afară. Premieră absolută pentru panaitești, ca și cele 5 pâini cumpărate zilnic. Vânzătoarea veche în cartier se interesase dacă au deschis cumva vreo pensiune. Așa se manifestă durerea la unele persoane, îi explică Lili. Intră în bulimie. E o formă de manifestare a instinctului de conservare. Mă întreb ce-o fi îngurgitând atunci când e veselă. Te mai mir că nefericiți au datorii. Nu fi meschin, o apără moale Lili. Dovedea în general o răbdare îngerească, ridicând admirare sprâncenele lui Nelu. Nici prin cap nu-i trecea că în sinea ei Lili exulta, încasând cu satisfacție clandestină toate mofturile și capriciile Feliciei, de parcă ar fi venit din partea unei vedete. Bale și încuraja, nepregetând de pildă, să intre în bucătărie și să-și încingă șorțul în miez de noapte, pentru că Felicia poftea sfâșietor la o farfurie de papănași. Nu-i vina ei, sărăcuța, o căina ipocrit Lili. De mică toți au răsfățat-o, acceptând spre exasperarea lui Nelu să se impună sub toate aspectele. La televizor se vizionau acum doar desene animate și filme sud-americane cretin zaharate, fiind respinse cu convulsii cele western or thriller, după care Nelu se dădea în vânt. Sau isteric friguroasă adora atmosfera de etuvă, sperindu-se cu țipete mici de orice inițiativă de aerisire. Iar Nelu, care dormea și iarna cu geamul cel puțin întredeschis, se sufoca. Avea impresia că e prizonier într-o seringă mirosind a sex și subțiori încinse. Cât despre baie, pur și simplu, o uita Dumnezeu acolo, dura câte 3-4 ceasuri, după care apărea în peignoar de culoarea piersicii, proaspătă ca un cozonac abia scos din cuptor și, fără îndoială, ispititoare. Pe ceafa grăsuță se îmbârligau câțiva cârlioni scăpați din agrafa de chihlimbar. Pe toate acestea însă, Lili le observa mai puțin. Se simțea doar încântată că îi poate oferi lui Nelu pe viu o mostră de femeie imposibilă și prin comparație imediată se socotea strivitor și categoric în avantaj. Când se simțea mai liniștită, Felicia făcea conversație. Asta însemna evocarea și reevocarea până la saturația unor întâmplări tâmpite, ale căror eroi erau inevitabil tot niște tâmpiți, ea și Marius, picta de cel puțin 5 ori pe zi portretul desăvârșit al lui Mutunel, nu ostenea repetându-i cât îl iubește, cât o iubește, cât se iubesc ei doi. În pauze lansa sfaturi de viață și doar un imbecil n-ar fi băgat de seamă că nu dă 2 bani pe Lili ca femeie. Tu ești prea rece, o dădăcea cu blândețe. Sunt grozav de necăjită, dar asta nu înseamnă că umblu cu ochii legați. Văd tot ce se petrece în jurul meu și crede-mă, ce observ eu la voi nu-mi place deloc, ba chiar mă întristează. Uite, sunt aici de aproape 2 săptămâni și nu v-am văzut niciodată îmbrățișându-vă. Există unii, ricană Lili, care și închipuie că pentru așa ceva s-a inventat dormitorul. Că veni vorba de dormitor, îl folosiți cu rândul, de ce nu mergeți la culcare împreună? Mi se pare inadmisibil. Sau felul în care mâncați, care înghiți mai repede se ridică de la masă fără să-l aștepte și pe celălalt să termine. Nelu fuge la televizor, tu te grăbești la vase. Nici nu-ți dai seama cât de importante sunt aceste amănunte. Pe urmă, de ce-i permis să se ducă singur la biliard? Întâi, zâmbi Lili, că Nelu nu-mi cere permisiunea, al doilea, pe mine mă plictisește chestiunea, al treilea, amândoi simțim nevoia să mai respirăm și altceva decât ce odoiul eliminat de plămânii celuilalt. Acum, iar te crezi strașnic de deșteaptă. Poate că sunt o proastă, dar de atâta lucru pot să-mi dau seama. Între voi nu există decât obișnuință și indiferență, iar tu ești vinovata principală. Nu-ți mai spun cât de surprins am fost, constatând că nu-ți aduce niciodată flori. Și chiar eu însumi mă așteptam la acest mic gest. Marius, ei, lasă-l pe Marius, că-l știu pe din afară, după capul tău. Cum ar trebui să procedez? Se amuza făcând investigații în creierașul de păsărică.
Tot ce spunea erau fleacuri de reviste căministe, dar parcă te puteai aștepta la altceva din partea ei. Felicia însă se lua în serios. Aprinse o țigară ca să se fasoneze. O ținea cu palma larg deschisă ca fetițele când se joacă de-a cucoanele în vizită. Repet, draga mea, ești mult prea rece. Cred că dacă ai trăi într-un frigider, nu ai fi mai înghețată. Bărbații trebuie stimulați, dar tu nu te străduiești de fel. Pentru că suntem între prietene, altfel nu m-aș amesteca. Voi de ce nu faceți dragoste deloc? Lily roșine ascunzându-și perplexitatea. Cealaltă o privea deschis cu ochi candis de vițică și cu gura deschisă de parcă ar fi așteptat o cireașă. Nu mi se pare normal, urmă Felicia, ca doi soți să doarmă în același pat spate în spate fiecare cu veioza lui. Lily încercă să râdă găsindu-și de lucru cu obiectele de pe masă. Nu-mi spune că de 2 săptămâni îți petreci nopțile cu ochiul lipit de gaură a cheii de la camera noastră. Nici un pic ofuscată, mereu senină, Felicia continuă pe același ton didactic plin de răbdare. Scumpa mea! Ai uitat că mi-ai dat dormitorul de lângă baie. Plâng în fiecare noapte de dorul lui Marius, doar Dumnezeu știe cât sunt de îngrijorată, dar asta nu mi-a stupă urechile. Aud foarte bine. Și ce dracu auzi? Păi tocmai aia e că nu aud. Ce să auzi, femeie? Țipă exasperată Lily. Doamne, dar cum nu înțelegi? Voi nu folosiți niciodată baia în timpul nopții, cel mult o singură dată la 5 dimineața și atunci se aude trasul apei la WC-ul și nu bideul sau robinetul de la cadă. Consternată, Lily constată acid. Ai un spirit de observație remarcabil. Așa, 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 respinse moale Felicia. Observ doar ce mă interesează. M-aș simți grozav de fericită dacă timpul pe care îl petrec la voi ți-ar fi de folos. Suntem prietene, e fire să te ajut. Cum mă ajuți tu acum? Nici nu știu ce m-aș fi făcut singură. Lily se opuse de circumstanță. Exagereze, oricine ar fi procedat la fel. Nu sunt chiar atât de sigură, își țuguie buzele Felicia. Femeile sunt geloase, nu-ți oferă ospitalitatea decât dacă ești pensionară de cel puțin 10 ani și umbli prin casă de sculță sau un ciorap de lână. Că veni vorba, tu de ce nu ești mai îngrijită? Nu înțeleg. Felicia recomandă suav. Uită-te în oglindă. Cele mai multe cucoane vă îmbrăcați în casă de parcă ați fi femei cu ziua. Crede-mă că o idee de ruș și o fulguială de pudră mecar pe nas, ca să nu lucească, nu te supăra, dar uneori am impresia că e farul de la Constanța. Nu te-ar face mai puțin deșteaptă și intelectuală. Stai, a venit Nelu, te las să-l primești singură. De ce? E absurd. Felicia se repezi spre odaia ei. Nu poți să mă înțelegi. La ora asta sunt de obicei cu Marius. Simt nevoia să plâng puțin. Apropo, de ce nu te sărută când se întoarce de la serviciu? Primăvara și toamna, mama lui Lily se deplasa în Thailanda, unde zăbovea circa 2 săptămâni. La 65 de ani era o femeie viguroasă și plină de inițiativă, a cărui principală preocupare părea să fi fost aceea de a nu muri în patul ei sau în fața televizorului. Încă din 90 izbutise să-și deschidă un magazin și de atunci afacerea nu contenea să înflorească. Călătorea frecvent, vânând solduri și chilipiruri, iar în extremul orient avea deja furnizorii ei. Ca de obicei, o rugă și de data asta pe fiică sa să aibă grijă de prăvălie în lipsa ei. Pe Lily chestiunea o plictisea nespus, fără însă să se poată eschiva. Bătrânei îi lipsea un om de absolută încredere și pe urmă se dovedea mai mult decât generoasă. Cât despre timp, lipsa lui fiind invocată cel mai frecvent pentru a ne scuza toate mitocăniile, Lily avea din belșug. Traducătoare în mai multe limbi străine, lucra îndeopște acasă, trecând pe la institut doar ca să predea vreun material și la chenzină. Față de Felicia se scuză în toate chipurile. Te rog să mă înțelegi, mi-e imposibil să o refuz. Nelu mi-a promis că nu o să te lase să te plictisești. Cu gătitul va fi ceva mai greu, lipsesc de acasă cam 14-15 ore în funcție de gestiune și când mă întorc sunt stoarsă, mi-ar tălpile, nu aștept decât să mă întind. Cu Nelu nu-mi fac probleme în general, la noi mâncăm mai frugal. Felicia astupă gura cu degete moi și parfumate. Nu fi prosticică, îți închipui că acasă am bucătăreasă. Tot necazul e că acum sunt atât de nefericită că n-am chef de nimic. Ai observat și tu doar că abia mă ating de mâncare. Ochii și gura lui Lily desenară un O și doar reflexe minunate o împiedicară să emită și sunete. Felicia continuă îngrijorată. Marius o să mă certe că am slăbit. Mereu mi repetă că nu-i plac orzile de pian, iar pe mine mă asemuie ca să vezi ce caragios poate să fie. Mă asemuie cu un iepuraș cu trup de lebădă. Asta traduse candid, pentru că eu sunt foarte pufoasă. Lily își zise că transpus plastic și concret, clișeul ar fi constituit un coșmar, dar rămase mulțumită că într-un fel a lămurit situația. Pentru ca tranziția să nu fie totuși prea dificilă, găti 2 zile în draci,
ceea ce și închipuia a fi merinde pe cel puțin o săptămână. În dimineața următoare și începu o sândă la magazin. Pe bufetul din bucătărie lăsă un termos plin de cafea. Masa dichisită îl descumpăni pe Nelu. În fond, Felicia nu făcuse nimic altceva decât să scoată din frigider, eventual să încălzească și să aranjeze un tet-a-tet apetisant. Nu în bucătărie, după obiceiul casei, ci pe o măsuță la care se juca poker sau canastă în serile cu invitați. O privire fugară îi fu de ajuns ca să constate că Felicia apelase la cele mai simandicoase piese din vitrină, iar un coșuleț de ghiocei sublinia atmosfera festivă. În totul, intim, cochet și ambiant. Oarecum mișcat, Nelu încercă să glumească. Mi se pare mie sau în casa asta se sărbătorește ceva? Nu, din câte știu eu, surâse cu minte Felicia. Tu de ce n-ai mâncat până acum? E aproape 5. Genele Feliciei fluturarea nemai auzit. Cum? Fără domnul și stăpânul casei? Eu așa sunt obișnuită. Am făcut rău? Foarte frumos din partea ta. Mă întreb ce o să spună Lili când o să vadă că ai umblat la moaștele din vitrină. Ei, poate că am greșit, mieună Felicia. Dar mi se pare trist să mănânci din vase ciobite și desperechiate, să păstrezi totul pentru musafir și să nu-ți onorezi soțul. Eu așa procedez. Îl priva speriată, bărbia-i tremura. Nelu-i ciufuli părul și declară vesel. În regulă, nu trebuie să plângi pentru asta. Mă scuzi un minut, mă duc să mă spăl. Cina se dovedi un succes, iar Nelu, servit impecabil, se simți ca un pașă. Bucatele preparate de Lili, aceleași de ani de zile, prezentate însă artistic de Felicia, cu trucuri de gospodină rafinată, îi se părură de o nespusă savoare și își zise că în viața lui nu mâncase atât de bine. Cât privește cafeaua, cea din termos reîncălzită și înnobilată cu un degetar de coniac, un adevărat triumf. Nu și-amintea vreo licoare mai minunată. Aprinse visător o țigară, în vreme ce Felicia, neașteptat de expeditivă, spăla vasele, puse la loc vitrina, înlătură orice urmă unei mese mai speciale. Suspect rămăsese doar coșulețul cu ghiocei. Felicia ezită în fața lui. Dacă ți-e teamă că Lili s-ar putea supăra, îl arunc. Nelu făcu ochii mari. Dar de ce să se supere, Dumnezeule? Mă faci să cred că sunt în suracos gripțuroaică. Poate că eu m-aș fi supărat, suspină Felicia, dar crede-mă, nu m-am gândit la nimic rău. Vă purtați atât de frumos cu mine. Ce faci? Se sperie văzând că se pregătește să-și îmbrace sacoul. Pleci undeva? Nelu desenă o reverență emițând prețios. Sărutăm dreapta pentru masa de excepție. O bați pe Sanda Marin, felicitări! Mă duc la biliard doar câteva mâini și mă întorc. Trăsăturile Feliciei căzură dintr-o dată spre vârful bărbiei și ochii se aburiră. Nu cred că poți să fii atât de lipsit de inimă, încât să pleci tocmai acum. Nelu nu înțelegea ce înseamnă tocmai acum și o privi neputincios. Fără să-i lase răgaz, Felicia a început să plângă cu obrazul ascuns în pălmuțele pufoase. Eu nu sunt obișnuită să stau seara singură. Lili mi-a promis că vei avea grijă de mine. I-ați promis-o și lui Marius. Mi-e atât de frică. Nelu muia de masa bună și alcool înduioșat, cuprinse umerii. Frică? De ce să-ți fie frică, fetițo? Nu știi că după ce ai împlinit 10 ani nu mai există bau-bau? Frică, scânci Felicia, ghemuindu-se la piept. Frică și frig, am atâta frig în inimă. Ia-mă puțin în brațe. Trupul femeii se lipea de el, încins, conciliant, voluptos. O sărută reflex, ca din politețe, pe gât și brusc se simți năpădit de un val de căldură. Îi căută gura, apoi coborâ grăbit, cercetând cu buze lacome fierbinți, sub mătasea kimonoului. Doamne, ce piele avea femeia asta! Miere și aromă de livadă în floare, codru de liliac în dulce miez de april! Se scufundă într-un abis feeric tărâm fără gânduri. Nelu, cu inerenta țigare savuroasă de după între degete, o urmărea cum trebăluiește prin casă, ștergând urmele infamiei. Încercă un sentiment de satisfacție fizică necunoscut încă, o toropeală mierie, mereu gustul de miere, îi stăpânea întreaga făptură. Spune-mi, scumpă, de fapt, când ești sinceră? Când leșin la aeroport că pleacă Marius? Sau, în fine, când încerci mici divertismente? Felicia se întrerupse din treabă, ridicând un obraz de cireașă coaptă. Ce sveni? Sunt totdeauna sinceră. Doar nu te îndoiești că l-a dor pe Marius. De, surâse Nelu. Ai zice că folosești o tehnică specială. Felicia râse cristalin. Nu te credeam atât de caragios. Lucrurile astea nu au nicio legătură. Ia te uită. Iar eu îmi închipuiam că tocmai din potrivă. Sper că n-ai să te superi, zâmbi cu grobițe. Dar cred că bărbații foarte chipeși așa ca tine sunt uneori cam prosticei. Ce-am făcut noi și arătă spre canapea. Nu înseamnă nimic. Serios?
Păi, dacă ar însemna, la fel de bine mi-ai fi putut pretinde să nu mănânc nimic vreme de o lună de zile. E un punct de vedere, concedă râzând Nelu. Mai am o singură nedumerire, Marius, are și el dreptul să se hrănească? Felicia a făcut ochii mari. Dar tu chiar n-ai înțeles nimic? Marius este om de știință. Și eu, amiralul Nelson, și ce-i cu asta? Felicia, care nu suferea de complexul enormității, de niciun fel de complexe în general, desluși cu naturalețe. Genile nu duc o viață de toate zilele. Sunt mai presus de necesitățile zilnice. Ca să vorbesc pe înțelesul tău, dacă n-aș fi eu să-l trag de mânecă, Marius ar pleca la institut fără să bea măcar un ceai. Ricană Nelu. Am auzit că în zonă se consumă gazelă la micul dejun. Prinse din zbor scrumiera care spinteca încăperea cu direcție precisă. Când se întoarse Marius, o primăvară radioasă se instalase în parcurile și pe balcoanele Bucureștiului. Vorba aceea, natura în sărbătoare, sărbătoare în casa dragomanilor. Felicia se întrecu pe ea însă și oferind o masă rafinat festivă, iar atențiile lui Marius stârnire emoții. Petrecură de minune până seara târziu. Vinul era admirabil, Marius avea ce povesti, Felicia, strălucind de fericire ca un felinar chinezesc, îl mânca literalmente din ochi. La plecare, dragomanii, lăsând casa să se aerisească, îi conduseră o bucată de drum. Mergeam înlănțuiți, încleștați, califică Nelu, ignorând sistemul practicat în situații similare, cu coanele în față, papoțând de ale lor, bărbații ancorați în discuții politice sau despre șanțele rapidului, urmându-le la câțiva pași. Când ajunseră la bulevard, Felicia își îmbrățișă prietena. Vă mulțumesc pentru tot, 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 și tu și Nelu ați fost extraordinari, am spus-o și lui Marius, două bomboane. Se despărțiră în etape cu răsuciri de cap la fiecare 5-6 pași, bezele expediate din vârful degetelor și fluturări de mâini ca în gară. E reconfortant, totuși, observă Lili într-un sfârșit, să vezi cum se iubesc. Nu cunosc pe nimeni care să le semene. Nu, sigur că nu. În realitate sunt doi drăguți, chiar și Felicia, grasă și proastă cum o fie ea. Absolut, îngână mașinal Nelu. E, în primul rând, o fată grozav de cum se cade și o prietenă devotată. Categoric devotată, sublinie Nelu. Lili se opri brusc, agățându-i-se de braț. Spune-mi, dragul meu, ai vrea să mă schimb, să încerc să fiu alta? Energia cu care Nelu dădu din cap, respingând ideea, o gâdilă pe Lili și se lipi de el afectuoasă. Nu, scumpo, te asigur că prefer să rămâi cum ești. Ce drăguț din partea ta că mi-o spui, trase adânc în piept aerul nopții de aprilie. Ce mireasmă minunată, salcâmi, nu? Și luna. Hai să fim romantici și să admirăm luna. Crai nou. O virgulă de aur, spunea un poet, eu i-aș zice un surâs de aur. Nelu își înfipse ochii în bolta înaltă. Ce virgulă de aur, ce surâs! Era lei drânjetul tras spre urechea lui Popei Marinarul. La cine dracu se rânja? Hai, sictir! Mârmâi printre dinți și opri din mersul în taxi. Aici se termină povestirea. Vă mulțumesc tare frumos că ați fost alături de mine. Și dacă ați rezistat până acum, am rugămintea eventual să-mi dați un like la povestire, un share și un comentariu. O să le aștept cu mare drag. Vă mulțumesc tare frumos și vă doresc o zi sau o seară cât mai plăcută. La revedere!